ordinară a Consiliului Local al Comunului de Vârstă Bazău, întâlnită astăzi, 31 octombrie 2023, este legal constituită și își poate desfășura lucrările. La ședință participă un număr de 14 consilieri, dintr-un total de 14. Conform alegerilor anterioare, președintele de ședință este domnul consilier Vârstă Iulian. Vă mulțumesc! Bună ziua, bine ați venit la ședința Consiliului Local. Înainte de a da citire ordinii, vreau să știu dacă mai aveți elemente de adăugat la procesul urmat de la ședința anterioară. Dacă dorește cineva să menționeze că n-au făcut... Nu, că avem proiectul depus pe ordine de zi de astăzi. Avem de comentat, dar dacă e depus, îl discutăm atunci, n-are lucru. Supun la vot procesul urmat de la ședința anterioară. Numai dăm de adăugat ceva. Referitor la adresa care a făcut cu Consiliul Local, cu taxa de salubrizare, o discutăm acum sau o discutăm, ne poate da răspunsul între primarul sau o discutăm cum o discutăm? Când am făcut adresa către Consiliul Local. Aici e întrebarea. Numele de Consiliul. Da. Da. Cum facem? Aici e întrebarea. Nu știu. Să ne ședință. La ședință. Cum facem aici? Aici mă întreb, domnul președinte, cum le-a dat voi să vorbesc? Păi nu înțeleg mai că ați făcut adresă către Consiliul Local. Și am primit răspuns. Am făcut adresă către Consiliul Local. Din partea Consiliului Local. Eu sunt consilier local. Așa, și eu ca și consilier local. Și trebuia să-mi trebuie că Consiliul Local, ceea ce mi-a trimis mie acasă. Fiindcă eu am făcut un adresă. Către Consiliul Local. Trebuie să nume personal. Nu personal, nu Consiliul Local. Consiliul Local. Eu reprezint Consiliul Local și am făcut-o. Consiliul Local. Am făcut-o. Din partea Consiliului Local. Nu înțeleg. Păi ia, cum de unde? Din partea Consiliului Local nu trebuia să... Păi trebuia să merge cineva un răspuns în Consiliul Local, nu? Ceea ce i-a trebuit să facă. Din Consiliul Local nu sunt în toți în Consiliul Local. Nu, dar din punctul meu de vedere e treaba mea. Nu, președinte, de însu a cerut. În societatea de consilier local a cerut ca răspunsul să se facă în Consiliul Local. Am public. Am fost la... Am făcut la către primar. Și lui i-a trimis... Mi-a trimis să separat și nu se discute. Deci măcar nu zice din consilier, să domnului Sfântul. Domnul Sfântul. Și votația voastră trebuie să votați atunci ai discutat la direcție și... Adică nu discut aceea, deci nu e legal ce-a făcut eu. Numai la direcție. Dacă o votați, o votați, dar nu mai vreau niciodată. Din punct de vedere, asta a spus. Stați un pic, discutați procesul de la ședința anterioară. Dacă vreți să discutați despre situația noastră... Păi am primit o adresă acasă. Nu trebuie să-mi dea răspunsul și în Consiliul Local. Păi dacă spuneți în adresă cine? Nu, nu, domnul, eu am cerut Consiliul Local. Deci trebuie să dați, spune, dați-mi... Eu sunt Consiliul Local. Nu m-am făcut în numele propriu, persoană fizică. Consilier local. M-am făcut dacă de domnul primar, că de primul s-a și dacă de consilier local. Îi zăsul să-l dați în consilier local, de asta m-am făcut. Adică să aveți cunoștință toată lumea din ceea ce se întâmplă în instituția noastră. Dacă vreau toți consilierii, putea să solicit numele consilier. Nu, domnul, nu, nu, domnul, dar nu solicitat, să nu primiți răspuns. Eu așa am găsit. Nu, domnule, în consilier local, dați-vă adresa, vă citeți. Dați că sunt consilieri care nu vor. Dar nu, de ce? Situația cetățenilor comunului mele, de fapt. Deci, eu personal vă spun, nu am această adresă și nu am competență. Păi trebuia să vă duc la cunoștință. Nu am competență să dăsun așa ceva. Păi trebuia să vă duc la cunoștință. Asta v-am întrebat. Trebuia să vă duc la cunoștință. Aveți adresa la... Da? Ok, discutăm la punctul de vedere. Președinte, mă mai aici. Spune-mi noastră. Ce discutăm la... Asta îmi spun. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Deci împotrivă nu vă abțineți, domnul Surgeu? La cine? La procesul urmat. Nu, am votat un pentru. Da? Ce să mă abțineți? Deci avem o 13 voturi pentru și o abținere, domnul Bușteu Viorel. A absentat motivat la ședința anterioară. Bun, domnul Bușteu Viorel. Da. Deci, ordinea de zi avem un nou proiect. Încerc cu primul proiect. Proiectul de hotărâre privind aprobarea din modul de procedură necesară pentru realizarea obiectivului de investiții, realizarea două proiecte de alimentare cu apă și obiectul de rupturi, în comunale de dezbatut, iar din consilierul local, SRI, Avram, Giugeana și Putu Iugeană. Proiectul numărul 2. Proiectul de hotărâre privind intabularea în carte comercială a suprafețe totale de 10.608 m2, teren pe plan plus construcții, situat pe DN11, care au apărat parcela 150, parcela 151, parcela 151, reprezentând târgul săptămânal al Comunei Vilez de Subacru, teren ce este înscris în inventarul domeniului public al Comunei Vilez de Subacru, în ceea de primar și a venit în partea tuturor comisiilor de specializare. Proiectul numărul 3. Proiectul de hotărâre privind modificarea poziției numărul 108 din anexa numărul 46 din hotărârea de guvern numărul 1347 din 2.
5 bis din 9 mai 2002 pentru corectarea suprafeței înscrise în inventarul domeniului public al României Vieți, era proiecția mai submenționată, respectiv de 210.000 metri pătrați, cu cea găsită în măsurătură cadastrale 10.600 metri pătrați, care este un construcții prin cabinat. Pentru că sunt săptămânal din Vieți, cu mâna din Vieți, trebuie să fac cum să fie în partea celor publici cercetate. Proiectul numărul 4. Proiectul hotărârii privind introducerea în inventarul domeniului public al comunei de Vieți și Bacău, al suprafeței de 146 metri pătrați, drum de exploatare biopreți, din care 349 metri pătrați drum de exploatare intravilan și 497 drum de exploatare extravilan, în vederea creșterii la terenul rând, suprafața de 2250 metri pătrați, tot construcții intravilan, pe care este amplasat de investiție stații de alimentare cu apă și pompe. Unii investiți de subacuția de prima și aveți din partea tuturor publicilor de specialitate. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind producerea și votat domeniului și publica Valdei. Investiți asupra pieței din 2020 de metri pătrați de din postul de capitan, pe care este amplasat obiectivul de investiție stații de alimentare cu apă și unii investiți de pompe, situată în Darlaua 20, CC 1831, unicea de primar, și aveți de partea tuturor publicilor de specialitate. Proiectul numărul 6. Proiectul hotărârii privind introducerea domeniului public al comunei Vieți, Dureți și Bacău, astfel aveți totale de 1937 metri pătrați de repus construcții extravilane, pe care este amplasat obiectivul de investiție două rezervoare de apă a comunei Vieți, Dureți și Bacău, unul suprafață de 90 metri pătrați și respectiv 84 metri pătrați de repus situat în Carlaua 33, parcela 1803, din 1941, înțeleg de filmat și avem din partea acolo comisului de specialitate. Proiect de hotărâre privind, și numărul 7, proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Departamentului Civil în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău cu privire la punctul 1 și 3 înscrise pe ordinea de zi a reședinței AGA ADI, din data de 6.11.2023, ția de prima și aveți din partea tuturor comisiilor de specialitate. Proiectul numărul 8. Proiectul hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Universității Administrative Teritoriale Comunale de Vieți, ședința Adunării Generale Ordinare Acționarilor a 10 Compania Națională de Apă S.A. Bacău, din 6.11.2023, ția de prima și aveți din partea tuturor comisiilor de specialitate. Proiectul numărul 9 privind actualizarea normativelor proprii pentru consumul mediu lunar de carburant pentru vehiculele și utilajele aflate în dotarea proprii audiențe a OAT din de Bacău, inițiat de prima și din partea tuturor comisiilor de specialitate. Aceasta este ordinea de zi. Dacă sunteți de acord cu asta, dar aveți propuneri. Puneți și divers. Cine este de acord cu punctul divers să fie 10 puncte pe ordinea de zi? Sunteți pentru? Este cineva împotrivă? Sau eu. Nu știu, ești pentru. Da. Bun. Cu 13 voturi pentru. Așa. Cu divers. Cu unul ești împotrivă, nu? Da. Președinte, analfabetul funcțional. Analfabet funcțional, vă demonstrez. Vă demonstrez cu documente. Nu, primarul nu are nicio treabă. Întocmit cât e. Așa scrie în adresă. Întocmit, analfabet funcțional. Nu știi, să înțeleagă ce știi. Proiectul numărul 1. Proiectul hotărârii privind aprobarea de modele. Vă demonstrez. Necesar pentru realizarea obiectivului de investiții, realizarea a două furaje de metale. Știi, dar știu. Vă demonstrez. Comisia numărul 1, favorabil. Comisia numărul 2, favorabil. Comisia numărul 3, favorabil.
Păi semna pe aici. Cum semna? Vreți cineva să schidă așa cum se iei? Toți, da. Domnul Ministru, bun. Busunior, crema, așa am ridicat. Opoziția, da? Și Remus. Cum ziua? Remus e cu opoziția acum? Păi nu trebuie să discutăm la ce trebuie, mi se pare normal să discutăm. Nu mai, el e neu. Ce? Momentan de acțin. E domnul... E domnul... E cu opoziție. Să vedeți ce mai vreau. Domnul Ionic, pentru n-aveți cuvântul. Da, stimați colegi, domnule președinte, mulțumesc pentru cuvântul pe care l-a acordat. Apreciez, nu știu cum se spune, insistența colegilor de a depune acest proiect de hotărâre pe ordine de zi. Mă așteptam ca acest proiect să mai fie îmbunătățit, să, știu, să prindă o anumită coloratură, formă. Dar, văzând, eu știu, dorința noastră de afirmare sau dorința de muncă, până la urmă, sau intenția de a pune la muncă actuala conducere, mai exact, așa cum spuneam, apreciez dorința dumneavoastră de a rezolva o problemă stringentă a Comunei Livez. Ținând cont de faptul că el, de fapt, vine în completarea unui proiect pe care noi l-am depus încă de anul trecut și cu care dumneavoastră ați fost de acord, eu, în numele grupului pe care îl reprezint, voi fi de acord de această dată cu acest proiect. Chiar dacă el nu este clar și nu știu dacă va avea și sorți de izbân. V-am spus, va fi în completarea proiectului pe care l-am aprobat noi și sper ca cele două proiecte la altă puse la un loc să aducă un plus în rezolvarea problemei la alimentarea cu apă. Nu știu unde vreți dumneavoastră să faceți puțurile, pe Valea Rea sau unde. Poate vă gândiți că avem o zonă mai apropiată aici și domnul, prin grija domnului primar, să fie pus în aplicare și să încercăm rezolvarea odată pentru totdeauna problemei stringente au. Deci nu mai completez, că nu am ce să discut prea mult, pentru că nu să înțeleagă lumea și cei care, eu știu, au aplaudat pe site-urile astea de socializare, eu știu, sau au criticat pe unii, că nu suntem de acord, oamenii vor să facă, suntem de acord. Eram de acord și data trecută, să nu se înțeleagă, doar am spus că era un proiect care a mai fost votat în urmă cu ceva timp, doar că se așteaptă punerea lui în aplicare. Nu știu de unde, probabil o aveți și o sursă de finanțare, că dacă ați făcut acest proiect, v-ați gândit și de unde o să luați banii, pentru că banii nu cred că vor fi puțini. Și să înțelegeți dumneavoastră și cei care vă apreciază dumneavoastră să înțeleagă că doar aceste documente sau, știu, hotărârea pe care o luăm aici nu înseamnă că de mâine începem și prea. Deci, să vă gândiți la toate aspectele astea, să vă gândiți și de unde o să aduceți banii, probabil, nu știu, deja ați discutat sau ați arătat un consens cu actuala conducere, să se rectifice bani din bugetul pe care l-am votat și dată, să se aloce sume pentru punerea mea. Încă o dată vă spun că noi vom fi de acord cu proiectul dumneavoastră. În calitate mea de consilier local, sunt de acord cu proiectul respectiv și chiar e binevenit, cu toate că putea să-l votez și tura trecută. Dar am insistat să votez proiectul primarului în funcție, pentru că și el vine cu un proiect. Și aș vrea să întreb domnul primar și părerea are despre proiectul USR-ului, consilierul respectiv, dacă dânsul avea deja un proiect în derulare. Aprobat de noi. Aprobat de noi. Aprobat de tot. Dar de tot aprobat. Nimeni nu este împotrivă la un proiect de apă, la un proiect de... pentru comuna asta. Dar vreau să vă întreb pe domnul primar și părerea are. Oricum, la ora actuală nu avem apă în comun. Adică... Nu.
Un cuvânt de la dumneavoastră, dacă da, 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 să fiți de acord. Problema și care face. Da, așa e. Vezi și nu numai cum mai vezi. După cum bine știți, situația este gravă, nu numai la Livez. Nu, 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 nu vorbim. Vorbim doar de Livez. V-am ascultat. Da. Livez cu atât mai mult, situația este gravă, fiind deja existent un proiect de alimentare cu apă. Înființat încă din, finalizat încă în anul 2012. Un proiect cu sursa de alimentare pe dremuri de suprafață. Aici trebuie să vă spun că mă gândesc la chestii tehnice. Deci vedem drenuri de suprafață, sursă de suprafață, nu de mare adâncime. Iar în perioada care eu am îndeplinit funcția de conducere în cadrul Comunei de Vest, în cadrul Primăriei Comunei de Vest, de-a lungul timpului am făcut studii de fezabilitate și de impact. Da. Ceea ce este că pentru a ajunge apa și să fie la capacitate la acest sistem, ne-ar trebui o sursă, un izvor cu capacitate de 5 litri pe secundă. Ceea ce suntem departe de a realiza această valoare, această sumă, această capacitate de 5, de 4 litri pe secundă, cu toate eforturile și cu toate studiile, nu avem în zonă să acoperim această nevoie a sistemului, a populației, de fapt. Astăzi vorbim de sursa de alimentare de la CAP. Am reușit să obținem extrasul de carte funciară, ceea ce înseamnă că suntem proprietari, primăria și Consiliul Local, proprietari pe acea suprafață. Acum suntem în demersul pentru proiectul de alimentare cu energie electrică. Obținerea de avizul, suntem într-o etapă, spun eu, favorabilă și de scurtă durată. Săptămâna asta și săptămâna trecută, angajații primăriei Livez, urbanism, achiziții, investiții, s-au deplasat la Consiliul Județean pentru a obține certificatul de urbanism. Să mai obținem încă două puțuri în acea zonă, considerând că ar mai fi, mai putem exploata de acolo apă. Aici suntem. Eu apreciez proiectele dumneavoastră și proiectul care a fost în primăvară sau în trecut, proiectul de astăzi. Și știu că și dumneavoastră sunteți întrebați de cetățeni ce se întâmplă cu apa, de ce nu este apă. O parte dintre ei vin și cu răspunsul, nu este apă. Venind să ne lansăm la sistemul de alimentare cu apă, când ne-a săcat fântâna sau s-a terminat apa în fântână, apa din greduri vine și ea din pământ, nu avem un robinet la cer ca să deblocăm. Dacă am fi și noi branșați ca orașe sau unele comune din zona de Mărești, zic că nu ar fi probleme, cu toate că și Odessa s-a întâmplat, s-a înregistrat cu probleme cu acest sistem de alimentare, în Bacău și orașele din jur. Mai nou am fost primii care, prin Comitetul Local pentru Situații de Urgență, am anunțat prefectura, am convocat comitetul, am stabilit să aducem din loc în loc cuburi pentru a le duce la cetățeni cu ajutorul pompierilor la Onești. Luni, ieri, m-a sunat domnul adjunct al pompierilor din județul Bacău și ne-a spus că cam la 3 zile sau 4 zile o să poată să onoreze acea venire în teren să aducă apă, să găsim și noi surse de a susține acest program. Am luat lucrurile preventiv, noi deja am achiziționat o pompă și cuburi care încercăm să ajungem și noi cu sursa proprie în localitate și să umplem aceste cuburi. Deja au intrat în panică și comune învecinate, vorbim aici de urechești vecinate, mai depărtate din noi, dar tot din zona de acțiune a unității de la Onești.
Urechești, Poțofănești, nu mai știu care pe partea aialaltă, Cârsănești, Livez și problema va fi atât. Acum, ca și un om care încerc să văd mai înainte de, adică să văd urmările, închipuiți-vă că să ne închipuim cu toții că dă un ger. Da. Cum mai putem folosi acele cuburi? Nu că o să dă, o să dea. Dă, o să dea. Deci suntem în ea. Adică avem, suntem, dacă suntem între filimele, cu o roboși, cu un ninge sau cu ger. Nu suntem, că ar trebui să ningă ca să avem apă. Putea să dea așa? Să știți că încercăm să găsim soluții și pe aceea perioadă. Dacă, sper cât mai rapid să terminăm cu energia electrică acolo la, și să putem porni acele puncte cu toate, putem merge în teren și acolo au scăzut capacitatea. Da, să dar totuși mai era, măcar să alimentăm proiectul. Domnul primar, stați un pic, e ceva greșit aici. Eu personal v-am întrebat ce părere aveți despre proiectul respectiv, AUSR. Bun. Cu toate, că înainte, ședința anterioară a fost pe ordinea de zi și s-a respins și am votat cu toți, cu majoritate, proiectul dumneavoastră, inițiativa de dumneavoastră. Am votat cu toții și cu toate că dumneavoastră aveți finanțare, aveți tot, deja banii respectivi pentru proiectul ROS. Adică ne împărțim banii și într-o parte și în alta. Cum să face finanțarea când nu se face nicăieri acum la urmă? Nu se cheltuie niște bani inutili dacă dumneavoastră credeți că nu sunt banii inutili. Dacă dumneavoastră ați înțeles, eu vă mai răspuns. Dacă dumneavoastră personal aveți niște bani pentru proiectul dumneavoastră, deci și să încercăm să... Haideți să spun, nu altceva mai. Având în vedere faptul că și dumneavoastră sunteți întrebați și aveți o responsabilitate față de cetățeni. Grupurile separate, am văzut că ați venit cu proiectul. Ei au susținut proiectul dumneavoastră. Vorbim de apă. Da. Aici nu mai putem drumi că nu votăm, că nu votăm. Hai să vă zic un singur lucru, ca să înțeleagă și populația și cetățenii comuni și online și unde vor ei. Și live și pe Facebook? Pe Facebook. Acolo nu, domnule, noi, inițiatorii unui proiect, 2, 3, 5, câți au fost, orice consilier poate să propună ceva. Dar, da, până la finalizarea unui proiect, e timp, și dacă dumneavoastră aveți și bani. Înțelegi? Și nu se știe dacă s-a ajunge până acolo. Dacă dumneavoastră deja aveți un proiect, avem tot, aveți tot să dimineața... De ce să rupim noi? Adică să vă discredităm pe dumneavoastră, domnule primar? Adică dumneavoastră nu faceți față? Să vă discredităm pe dumneavoastră să începem un alt proiect? Adică să mergem în două părți și nu facem nimic? Și cetățenii comună se suferă. Care are studii, sursă de finanțare, proiectul care v-am spus cu două puțuri, care este la hai să vă mai zic acum. În continuare luăm în calcul și posibilitatea, făcând studii, ulterior făcând studii, nu s-a verificat dacă, într-adevăr, în acea zonă se găsesc. Domnul Copilbar, nu vă zic un singur lucru. Consilierii locali o să voteze toți. Că nimeni... Păi, eu am așteptat să votați la ședința trecută. Nu, noi am votat niște proiecte eligibile, finanțate, te uiți un document, vezi că ai finanțare, ai tot, votezi ceva. Așa e dacă vin mâine cu un proiect. Păi și atunci de ce votați astăzi? Votați. L-ați spus eu ce ai zis din asta. Dacă sunteți... Păi dacă l-ați spus eu, dacă mă întreb. Domnul președinte, dați-mi voie să concludez ceva. Păi totuși a luat... Domnul primar, mă bucur că... Ați făcut o descriere foarte frumoasă, laborioasă și mai pe calm, așa cum cred că și-ar dori și cetățenii comuni, vis-a-vis de sistemul ăsta de alimentare și apă, blamat și super comentat din toate punctele de vedere. Și ați ajuns la concluzia că, de fapt, a fost un proiect bun, făcut, cu drenul, așa era la BMC și chiar vă rog să vă uitați în studiul hidrologic al proiectului, că aveți proiectele, le-ați găsit din când cu treaba cu formagajul. Să vă uitați, să vedeți că la vremea respectivă erau 4 litri, dacă nu chiar 5 litri, măsurați la vremea respectivă în proiect. Asta era cantitatea de apă măsurată și asigurată. Și s-a extins și drenul, dar ulterior, branșamente executat, cum s-au executat. Aici am și eu poate cu vină, și dumneavoastră, și toți cei care am gestionat acest sistem. Dar de ce am ajuns acum în situația asta? Când
suplimentarea pe care am făcut-o noi, într-o zonă care mi-a criticat și m-ați, era să mă răstigniți, să spuneți că eu, Surugiu, Coacă și nu mai știu, am făcut ilegal ce am făcut. A venit curtea din Corto și au constatat că trebuie să intrăm în pușcării ca loc un sistem de alimentare cu apă. Pe un teren care știam că e al nostru, doar că nu aveam posesat. Nu aveam posesat. Nu aveam să fac documente. Știam să mă ușor într-o harcă, domnule. Ia ce vreau să-ți faci? Hârtiile astea, dacă le făceați în timp ce funcționa sistemul ăsta de apă. N-ați înțeles nimic. Și în loc să cărăm apa. Pe oamenii nu interesează, mă, legalitatea. Interesează că n-au apă, mă. N-au apă, da? Dar în perioada asta, cât ne scândăleam aici, când vedeam bani pe generator. Făceam lucrurile cum trebuia, domnul președinte. Dar cum ați funcționat, domnule, cum ați funcționat? 3 ani de zile. De cât întrerupeați, că iar ajungem să ne certăm. Întrerupeați alimentarea cu apă. Am întrerupt, voi întrerupt tu. Da, domnule, am întrerupt. Dar era pe banii mei, domnule. Domnule, de ce? Mi-a dat ceva în afară de o pomană. Ai făcut ceva în comuna asta? Eu am făcut și am dat 3 ani de zile. Bani nimic, domnule. Bani trebuie. Am cumit bani. Da, domnule, da. N-ai făcut cum trebuie. Puteai să faci hârtiile între timp și sistemul funcțional nu se făcea blocajul ăsta. Ați fost așa un blocaj. Te-ai dus în curtea mea și m-ai acuzat că dau apă la niște animale, domnule. Fără obraz. Nu, nu, nu. Ba da, domnule. M-am acuzat, aveați o sursă. Ba da, aveam o sursă. Aveam un robinet pe care l-ai blocat, l-au blocat oamenii tăi care-i trebuia. Aveai sursă din puțul. Nu mai vorbesc. Unii duceai la... apă din totdeauna acolo. Domnul președinte, facem un bine cetățenilor. Mai bine tu pic așa, că aici am venit ca să facem ceva de lucru. Noi încercăm. Haideți să trebuie să înțeleagă. Domnul președinte, asta vreau să domnul să vă asumați să o vină, nu să ne lăudăm, să ne acum știm. Domnul președinte, eu n-am spus că este un sistem bun, cum ai tras tu. Nu este. Ba da, domnul, este un sistem bun, făcut la vremea ce era. A fost pus în funcțiune, dar nu are ce trebuie. Dă vina în continuare pe mine, cel care a făcut, dați vina în continuare. Domnul primar, o singură întrebare. Așa este. Unele lucruri sunt greșit făcute. Sau au fost greșit. La diferențul ăla ți-am venit în momentul respectiv. Gândiți-vă că la... N-am fost greșit în 2600. Dar, nu, dar populația are nevoie de apă, nu interesează că nu e legal sau nu e legal. Dar dumneavoastră ați avut tot timpul la dispoziție, nu faceți ceva. Da. Tot a fost făcut, a fost făcut. În momentul în care a rămas fără apa, mai căutat un puț, am mai căutat un puț. Cu hârtii, cu documente sau fără documente. Dar am dat apă la oameni, nu s-a ajuns să ne înjuri lumea. Pe domnul să fie rușine să fie ce mai nimic ele, e băgat așa. Am băgat așa. Așa le-am băgat, da. Cu hotărâri de Consiliul Local. Și nu a fost apă, stai și am avut apă. Și din a fost aici, dacă a fost anul. Dar vine să vedem. Dar vine să vedem. Că rețele de socializare Facebook, iar sunt serii, știi, iar sunt serii ăla președintele ăla, casier magazinier, care mănâncă banii statului prin lucruri sociale, așa, ne critică, ține la majoritate, putea să facă, ține aceea majoritate care putea să facă. Lăsăm dracului proiectului să mai vorbim cu prostii cu hârtiile astea. Că sunt cei care vorbim din ele. Păi poți să-mi dovedească cineva că terenul ăsta al noastră? Eu v-am dus extra, nu trebuie să faci în proiectul nostru. Știi ce m-a făcut extra? Deci v-ați dus extra la grabnează. Am făcut să vă spun. Dar vreau că trebuie să aveți apă. Era apă pe condus. Să vorbești și proiectul care spuneți că nu e bun. Mai e bun, domnul primar. Nu știți ce a fost făcut proiectul ăla. Ăla este făcut pe fondul guvernamental, din vremea lui Costea, dus pentru pompe stradale și geamul. Da, așa a fost. Nu a fost, domnule, nu se face niciun proiect pe lumea asta fără canalizare. Înseamnă că nu cunoaște ce trebuie. Așa a fost. S-a luat de către primarul, trebuie Johnny Crăciun, și-a luat un răsurs. El s-a luat responsabilitate de a branșa. Știți foarte bine ce are branșare. Nu trebuie să mai lungim. La vremea respectivă, ajungea apa peste tot. Ajungea. Numai, a dispărut apa, a venit seci, exact ce se întâmplă. Nu e nicio problemă treaba asta. Trebuia să merg. Dumneavoastră din 2016 a venit la putere. Ca viceprimar. După un an de viceprimar, a devenit primar interimar. Situația, o știți foarte bine, am atâtea proiecte și atâtea ori v-am tras atenția că trebuie să facem ceva pentru comună, de a face. În 2020, când am reușit să mă dau jos 6 luni de zile pe am făcut, am reușit să fac o captare cu apă. Da, că ar spune că despre la pușcării. Discuțiile astea le-am avut. Nu. Vă mai spun și de proiectul când am făcut acum. Deci, e vicină ceva. Dar nici n-ați făcut-o legală. Lăsați-mă, nu ne spun eu că nu e legală. Dacă era legală, am dat la mine. Dacă era nu mai făceam proiectul. Ascultați-mă, eu doar 6 luni am fost, dar am dat apă la oameni.
poluarea la apă, dacă zici cu hârtirea asta? S-a schimbat ceva? Bun, vă mai întreb. 3 ani de zile a venit la putere. Noi am plecat. Cine v-a împiedicat să nu vă puneți în legalitate? Cine v-a împiedicat? Ați profitat, domnule! Ascultă-mă că tu am nu te-am auzit odată în 3 ani de zile, domnule Marhai. V-am spus de fiecare dată. Niciodată. Domnule, da, de fiecare dată. Doar ce de a publicat. Uitați un om care ia bani ales, vorbeați cu gramatica. Uitați-vă ce doresc. Ai, 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 nu-i nicio vrăjeală. Ce rog frumos, domnule? Ai ceva probleme personale? Păi, am probleme cu tine și tu trei ani. Lasă-mă să vorbești și vorbești și problema ta. Păi vorbești problema mea. Dar ce? Ce-a dat cuvântul domnul președinte? I-a dat cuvântul domnul Remus? La tine. Nu mai intru pe oameni, că știu ceea ce poți. Lasă-mă să vorbești. Domnule, lăsați-mă vorbim cu domnule. Lasă-mă, nu te lasă nimic. Este o plăcere. Nu, nu, nu. Nu aveți studiu, nici nu știu dacă este iar. Nu aveți nimic. În primul rând, vorbiți de legalitate în care spuneți nici nu știți de ce nu s-a noastră. Bă, cum știți? Despre ce vorbim? Da, dar ne-a putea 3 ani de zile. Domnul, nu vorbesc cu tine. Domnul, vorbesc 3 ani de zile. Am și spus tot timpul. Și intrați în legalitate. Ați adus oameni, ați funcționat și 3 ani de zile a fost atât în comun. Când ați hotărât să vă războiți cu toată lumea, ați uitat. V-ați dat cetățenii comunului interesat. V-ați dat voi, voi. Voi v-ați dat, voi. Cum ce, cu cine ne-ați dat? Domnule, ce vă trebuie? Domnul, Aliu, ce ești cu domnule? Dar nu te-au, cine ești vorbit? Mi-a dat făcutul, președinte. Așa tu mi-ai dat făcutul, tu ce mai întreba? Nesimțitule care ești. De ce mai întreba, domnule, nesimțit? Cu lumea, de ce mai întreba? Și eu te întreb, domnule, cum vreau să vorbim, dacă asta procedează în comuna liber, să pun doar să întreb oameni de a vorbi, și eu te întreb, ce să vorbești? Da, deci... Domnul Remus, ai fost la Comunului Control? Da. Și ce a spus domnului Control? Deci, ce a spus domnul Comunului deci, Control? Domnul, spune ce proiect? La diversi vorbim. Ce proiect, domnul Remus? Ce vorbim? De ce vorbești toți unii trei ani la putere? Nu, domnule, dar de ce? Dar de ce m-ați întrebat? De ce m-ați întrebat, domnul? De trei ani la putere, domnul Remus. Ai adus un viceprimar în comuna asta? Domnul Remus, domnul Remus, ați adus un viceprimar la altul comun și vă faceți interesele voastre. Nici eu nu știu unde locuiește viceprimarul comunal în viață. Domnul, tu l-ai fost amă, tu ai adus această majoritate. Tu susții acea majoritate. 3 ani de zile ați folosit apa care am făcut noi proiect. Deci eu țin și pe tine. Nu, dar ce să mă susții prin mine? N-am nevoie de tine, pentru că ești un minist. Deci ce deci? Deci ce deci? Deci ce deci? Păi nu, că m-am întâlnit. Deci ce s-a întâlnit să mă domnul președinte, de ce n-a susținut atenția când am vorbit eu? De ce nu m-a lăsat să vorbim? Nu, 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 domnul! Nu, domnul! De ce nu l-ați oprit? De ce nu l-ați oprit, domnul președinte? Domnul președinte, lăsați-mă să vorbim! Dumneavoastră a vorbit 2 minute despre proiect, v-a respectat cuvântul, dar ați intrat... Dar, domnul, 2 minute, am fost întrebat de către... Aveți punctul 10 diverse care înseamnă să puteți să vorbim... De ce am fost întrebat? Domnul președinte, vă întreb, de ce m-ați întrebat? O să vă aduc în filmare, am filmat și-o fac cine mă întrebă. De ce m-ați întrebat? Că vă spun adevărul? Că sunteți foștii comunii? Nu! Că sunteți analfabet funcțional? Vă demonstrez cu documentații, cum furați oameni, cum favorizați. Dar nu am voie să vorbesc? Păi de doar eu n-am voie să vorbesc? Domnul din asta din diaspora care nu s-a plăcut la oameni. De ce? De ce nu spui adevărul? De ce m-ai întrebat, domnule? Domnule, dar de ce mai întreb? Răspunde la întrebare. De ce mai întreb? Vreau să-l întreb pe domnul primar. Domnule, nu se întreb, de ce mai întreb? Domnule, de ce mai întreb? Deci, te întreb, de ce mai întreb? Să nu mă domnule, dacă vorbește peste mine. Deci, este făcut anumea să vorbească, să nu lați, să-ți vorbesc. E, uite, de-a vorbit așa. De ce? Orgolii, de-a vorbit. Păi de ce domnule mă lasă vorbesc? Dacă mi-a scris un lucru. Dar eu l-am respectat. Dar eu l-am respectat pe tine. De ce? De ce nu mai întreb? Așa, cine este pe aici cu apa? Suntem pe aici, domnule. Cine este împotriva? Cine este împotriva? Dar nu votez. Nu am votat, domnule, cu două mâini. Să vedem unde faci. Și domnule, ajuns și vreau să mă votez acum. Ia, domnule, am ținut de la coștea. Am, nu am apucat să zic, nici vă votez proiect. Nu, dar ce să vorbim dacă tu mai întrebi? De ce? Păi, dar nu? Dar ce s-a ascultat? Dar ce mi-a făcut?
S-a votat sau nu s-a votat? S-a votat! Păi ce vede pe mine? Succes! Mă bucur, mă bucur că s-a votat acest proiect și dacă nu... Să vedem, să vedem! Nu era atâta discuții cu așa, nu se... Nu mai aveau ce spune, analfabetul funcționa. Avea subiecte. Domnul primar a venit cu o idee. Care e idee? Care e idee? Bună! Două puțuri. Care? Și nu e bine spusul! Unul să avem rețeaua. Domnul Iter! Domnul Diaspora! Domnul Diaspora! Unde sunt puțuri? Unde sunt puțuri? Unde se fac? Vine pe... Deci la CPR! Vine pe... Deci la CPR! În 6 ne-am făcut că nu se face mai 50 de ani. Păi, 6 luni, sau când am mai 50 de ani. Dacă nu se va curentul, nu se va curentul. Război! Cu toate teaua! Război! Ata știți război! Să treci capul la oameni! Ata știți! Păi important, da, păi... Important că trebuie! Păi ce important? De ce nu mă dată? De ce trebuie la urmă? A funcționat. Aceea e legalitate! Nu vorbim de captarea trebuie! Iar sunt aveți totale de 10.600 de metri pătrate în tragram plus construcții istorice din 11, dar la 4 face 150-151-152-1, reprezentând trecut săptămânal al Comunii Vilești de Tupacău, teren ce este înscris în inventarul domeniului public al Comunii Vilești de Tupacău. Comisia de primar și a din partea cuvântului momentul de cel dat. Comisia numărul 1. 2 favorabile, 3 favorabile. Aveți ceva de menționat la proiectul ăsta? Nu. Ce zic, băi, nu-ți fac în tabulare, chiar nu-i opun la așa ceva? Supun la proiectul numărul 2, cine este pentru? Domnul Dumnezeu? Sunteți pentru? Domnul Costea? Da. Cum tu? Cineva mai trebuie? Pentru binele comunității, tot, da. Da, asta e așa, Giulio a lăsat... Da, 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 da. Proiectul numărul 3. Asta e interesant. Proiectul numărul 3. Foarte interesant și discutăm în câteva. Modificarea poziției numărul 108 din anexa 46 din pătrarea nivel numărul 1347 din 27.12.2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău pe funcția municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău, publicat în monitor oficial numărul 305 bis din 9 mai 2002 pentru corectarea suprafeței înscrise în inventarul domeniului public al comunei Vilești de la poziția mai subvenționată, respectiv de 12.000 metri pătrați, cu cea găsită la măsurătorul cadastrale de 10.608 metri pătrați, teren cu construcții intravilane. Pentru târgul săptămânal, Livezi, Comuna Livezi, de sub acolo, pentru primașa de din partea tuturor măsurătorului pătrați. Doriți la subiectul domnului? Eu vreau să votez împotriva, dacă nu s-o găsit 2000. Deci ai zis... Fică să caute ce ești oameni. Deci terenul e acolo, mă. Acolo, nu s-o luptă. Terenul la omul e curte, mă. Eu să-ți mă spui de ce. No, haideți să vă spun de ce simte... Păi eu ceva, că eu știu, da. Numărul 3, dacă sunteți atenți, așa. Se diminuează. Păi, da, ce am spus eu? În urma planului de situații, da. Făcut în 2023, când trebuia făcut el în inventare 2002, el atunci trebuia făcut, atât avea OAT-ul în 2002. Păi și unii teren? Bun. Păi teren? Unde este? La oameni! Unde este terenul? Terenul a ieșit. La oameni. În momentul de față, că nu sunt tabulează, în momentul de față, când s-a făcut măsurătoarea cu terenul corect, ce s-a găsit acolo pe... În teren, este doar de, din 12.000 de metri pătrați, s-au găsit 10.600 de metri pătrați. 1.000 și ceva, 1.700. 1.400 de metri. Nu mai există! Pa! Și eu nu-s de acord cu acest, și cu domnul primar, că se merge și la alta cu tot respective cu cum la o altă acolo. Și sunt găsați către el. Haideți să vă explic care e situația. Dacă mai stăm, mai gânguri pe aici, mai vorbim așa, s-ar putea să mai avem nici 10.000, că încerc să-și facă documente, să intabuleze. Primul intabulat, primul venit, primul servit, că știți că am văzut. Dar cum intabulat pe la un alt document?
Cum? Cum să-i tabulezi? Dacă nu mă tabulezi? Dar cum să iei tabula asta? Dar noi nu am întâmplat nimic. Nu. Domnul Sorin, lui i-a zis tabularea, pe cât eu sunt acoperit, eu minime, cum aveam cu 10 metri, nu mai. De ce sunt măsurat? Măsurat. Am și o întrebare, dacă votăm proiectul ăsta la să se am pierdut! Am pierdut! Am pierdut! Și face proprietatea! Corect. Pe ce mă proprietate? Ce poți face? Ba da? Că e de mână! Și mai de mână! Ce-i de mână? De 1400. De 1200. Eu care de care e ușor. Nu, nu problema. Deci intabulăm 10.000, eu vă spun, părerea mea, voi votați. Intabulăm ce avem în sistem și cu diferența... Nu puteți să mai facem nici la țigată. Da, da, da. Renunțați mai. Da, da, da. Renunțați. Domnul primar, eu am făcut multe documente. Atât timp când sunt notariat sau la intabulare, dar eu declarați că nu s-a produs o dată consiliu local, că s-a terminat, că nu mai e niciodată. Niciodată! Așa este. Îți garantez la mea asta. Uitați cum se votez și o să spun de ce. Vă spun. Eu spun pe legi. Deci dacă nu am intabulat suprafața... Dacă e intabulat, s-a terminat, s-a terminat. Fii că eu am... Domnul, lăsă-mă la mea. Am intabulat o leapă. Și m-am spus de mine. Și n-am găsut suprafața, nu știu că e... Ăla mă întreba, da, nu știu de care din cazul, dacă nu intabulat așa. Eu am fără un sfânt drag, l-am intabulat așa. Dar după aia e iritat, ești primărit, nu se poate fi 2.000 de votați să-i lași așa nimeni. Nu puteți, prin hotărârea de Consiliul Local, ce domnul, am... Am încheiat. Am încheiat situația, dar când noi asta aprobăm, domnul primar. S-a terminat. Da, sigur, așa e. Și aici sunt pereți. Noi vădăm ce găsăm. Da? Eu am făcut cazul meu s-a întâmplat pe noi. Și am lezut, toată cum trebuia să mă. De 100.000 de erau așa, hotărârea de Consiliul era asta, Consiliul Local are lucrat. Dar de ce nu-i intabul? Da, e dus și faci măscător. Nu, 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 dar domnule, el a chemat primărie. Ascultă, Dani, doamna Bici, să spună, ei sunt la primărie. Ei sunt la primărie. Da, cum ești de față, noi am prins și... Ai comis? Domnul primar, dar e inclusiv. Asta nu înseamnă că... Nu înseamnă? Nu înseamnă? Ești proprietate. Că știe, ziceți-vă, nu înseamnă cel la fiecare document. Da, la primărie. Primărie să fie la care parte de postare. Pe proprietarii care au dat buzit. Muzgar, muzgar. Dar să vină cu documente aferente, păi el are primărie. Pe care se justifică muzgar. Omul are aparat de specialitate, el știe câți metri are. Omule! Atâta de lucru. Terenul e tot la oameni. Da. Nu e atunci. Aceea situație s-a întâmplat și la noi la întrege, la cea pe toată. Dacă noi am fi acceptat ca toți să țin ca o teren acolo, nu mai este terenul acolo. Înseamnă că jau terenul și nu mai ești. Și atunci am mai face, atunci am vorbă. Nu e ok. Te duc inginerul. Deci îi dă la toată proprietatea. Dar dacă facem el, facem la prefectură. Noi din furtă, asta se spune ceva. Și trebuie penalizați de ani de zile de când l-o folosit. Cum mai penalizezi? Eu așa zace, frate. Cum mai penalizezi? Da. Nu poți intra legalitate. E păcat să te ia de primărie. E că nu sunt proprietarea. Are la primărie documentare. Dar stai că e și frate. Nu. Îți dă-ți declarat că e și frate. Știu că aici o să fie așa. Păi s-a după bătut șmecherii! Vedem cine a bătut șmecherii! Domnul primar, bă, duceți! Auziți un pic! Ia! Deci, tocmai ce vă spuneam de drumuri. Avem 4 drumuri respinse. Asta e acela! Asta e acela drum! Vorbim din drumul! Trebuie drum! Nu-i dăm luat un drum! Era drumul lor, nu puteam să-l luăm dacă merge, decât dacă merge notariat. Să refuze, știți? S-au luat de
De ce instanță nu avem avocat? Da, avem avocat, primul iar i bani, noi facem mult de cazuri. De ce nu instanță? De exemplu, la Mureșa, la Bunizeci acolo, la ultima uliță care se duce la Botul Palarana. Am avut discuții cu cetățenii acolo, eu și primarul de asamblea, că erau ieșit. Știu. Era vorba de o suprafață care nu putea spune nu. Știu povestea. Și ne-am dus, am vorbit, oamenii au înțeles. Am înțeles și au făcut pasul lateral, ei oricum nu-l stăpâneau. Păi nu mă! Stăpânești drumul și a spus, uite, dar prima fază, mi stați așa un pic, mai acum ce face? Cum are zile întrebare? Măi, oameni, nu-i vorba de 10 cm, 20 cm, dar nu ți-a nintabulează. Deci dacă ai ieșit 10 cm, 10, s-o făcat vrani. Ce să documentezi? Să facă... Ce-i plus? Ce-i plus? Care de proiect, să îngusteze pe suprafața, intra în litigiu cu toți proprietarii. Și dacă găsești unul cifru contra, nu mai ai ce faci. Nu, acolo vă spun o chestie. Firmele din cadastru, chiar am avut o discuție frontală cu băi, tu n-ai văzut că-i drum? Tu ai făcut lucrarea, da? Nu știu, nu dau nume. Lasă-mă, am o șoamă la el, bă, e lucrarea făcută de tine, semnată de tine. Cum ai făcut tu lucrarea, n-ai văzut că-i drum? Cum e trecut ăsta? Băi, domnul primar, știți-mă, nu vreau pe ăsta, Păi și cum, pe care v-a dat și v-a dat? Nu era nimic la urmă. Deci primul... Nu, nu are nimic niciodată. Nu, nu, nu. Și nu se încalcă, ori centimetru nu se încalcă. De asta vă zic. Nu se încalcă nimic. Deci unul, ăla care te-a băgat, ăla ai depus documentația și au avut în tabulare, ți-o băgat. Dacă tu ești suprapus cu el, nu mai mergi. Da, da, corect. Da, dar astea sunt chestii... Din cei cu care avem noi, din vecinii ăștia care se marginesc cu terenul de la D, are vreo... Păi nu știi, ascultați-mi, în momentul de față, noi facem discuția în Consiliul Local. Noi nu știm unde este. Poate au fost mai mult sau mai mult. Nu-i întâlnit. Nu-i permit. Eu nu trebuie să vorbesc la X, la Y. Nu, 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 nu. Dar aici vă dăm trafic, vă întrebare. Vă dăm suprafața de 12 mm, că așa e în actul din numărul ei. Exact. Și de acolo încolo. Facem un tabulare. Noi o facem. Noi suntem primării. Da. O facem un tabulare. Oamenii să vină să justifice. Dar ca un teren. Ce te-ai fost? Da, dar unde îi cauți? Pe unde îi cauți? Dar nu știu ce plătești. Eu când am făcut la casă, până nu s-au dus în adică din satul la Bacău, mi-au luat poate, știu exact la suprafețele, știu și ele, știu și niște amănunte care lui mult trebuie să le spune. Tot știu, absolut tot cum zic. Tot s-au dus cu voi, nu cu de neștiință sau... Deci dacă aș fi cerut o suprafață mai mare, nu era la Bacău. Să putem mașinile acolo, ca să iasă cu betoniere. Puneți-i pe topia. Puneți-i și la casă. Mai mulțumesc că sunt la casă. M-am dus cu documentul și la trăitorul și le-am tata meu. Băi, deocamdată eu sunt vecin bun. Tata, tot până la perioadă. Uite ce spune documentul. Spune documentul. Spune documentul. Deocamdată am de mură. Păi se întâmplă. Dar nu dacă vreau să vreau să vă cară să vreau să vreau să vreau. Are remus care au cumpărat. Eu mai spun eu că cei care au matie ăștia, marină, n-au dat la asta. N-au dat la asta. Dar acela vindea vina de terenul primăriei, nu? Dacă tu vii cu acte și spui că nu vrei să vezi asta. Deci nu ai intrat, nu? Nu, 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 s-a început o acțiune în instanță de către Comuna Livez și cu cei care ocupau spatele târgului Săptămâna Livez. Fostul târg care era practic, acum este instanță. Trebuie fără în 1998, eu nu eram pe timpul aceea, s-a deschis un proces. La un moment dat, în 92, cred că, reprezentantul Comunei Livez din partea Consiliului Județean Apărător a fost doamna Elena Cătălina Zară, actuala secretarul a județului Bacău. În 1992-93 a început un litigiu între noi, după ceilalți care au pierdut procesul și au fost obligați să-și retragă gardurile. Și a rămas cumva Roșu Olimpia, Roșu Gheorghe, Olimpia trăiește, cu procesul de acolo din spatele fostei primării. Da? Acolo a fost grav. Au căutat, din nefericire, a fost o breșă din interiorul primăriei Livez de la timpul respectiv. A fost favorizat și vă spun lucrul ăsta cu mâna pe inimă. Ca să, cumva, ca să găsim o variantă,
de a se suspenda la judecată. Și din motivul că Roșu Olimpia sau părinții Roșu Olimpia ar fi trebuit să obțină o anumită suprafață de teren ocupată de o suprafață pădurită, s-a dispus la momentul respectiv să se suspende procesul, dar nu că i s-a dat. Nu, s-a suspendat procesul. Da. Din cât eu știu, eu are 250 sau 400 de metri pătrați Roșu Olimpia acolo. Atât de am. Vă spuneam că deja s-a pus anus pentru o zare. Au tot mai mult anume. Da, da, din suprafața. I-a cu toată lumea. Iau mult. Da, da. Din suprafața de la mine. Are mult mai mult. Deci, deci acum este rusul Dan, bătăluță Cezar, bănuiesc că Ionescu. Nu mă. Domnul, de ce? Toți în partea asta, tu până în partea asta toți. Toate în partea asta. Toți în partea asta. Asta e pregres. Da, da, da. Unde a fost Sorugiu undeva unde a cumpărat ședea la Fănică Țigară? Da, da, da. Velu? Da. Da, acolo nu este nimic. E făcut toată la Fănică Țigară. Atunci era Fănică Țigară. Era Fănică Țigară, dar nu era el. Că eu făcut mai mult să vezi și cătat. Atunci cu care vezi din făcut. Da, da, da. Dar am cumpărat din două părți. Am cumpărat din două părți. Echita, Echita, Emilia. Da. Cine mai fost acolo? Orban? Da. Orban, zici cine mai este? Aia doi, două. Dincă! Cioca, Cioca, care făcea acolo? Care îmi este remus acum? Da. Aveți comisii? Îi vom fugea? Să nu-i să vreau, frate! Să te iei! Păi să te iei! Simplu! Domnul primar! Simplu! Aici înseamnă că dacă nu faceți treaba asta... Păi nu poți să vă întrebe! Vă acuză cineva că aveți o înțelegere cu altcineva! Dar eu oricum fac ce-i stați, frate! Vine cineva! Spuneți ce vă spun! Nu! Domnul primar! Sunt în fața dumneavoastră! Da! Eu am pus acest proiect pentru intabulare, ca să putem să nu ne mai prezent mai bine. Nu are nicio problemă, am funcționat din 30 de ani. Deci am funcționat. Noi trebuie să găsăm teren. Eu zic... Păi intabulare nu trebuie să intabulare 10 mii și după aia... Nu mai există! Păi intabulare nu trebuie să intabulare. Nu mai există! Nu mai e folos. Nu mai există! Dar dacă erai proprietar în spate... Nu mai există! Și spunea cineva, băi, știi, puțin o... Aici e... Nu mai există! Noi vindem terenul, oamenii, băi, băi, să vă ce? Cine a votat? Bun. Dar tu pe aici pentru cine? Bun. Da. Da? Da, aici vorbim de la intabulare. Domnul Pina, în intabulare, exact ce scrie în act. Așa dau o problemă. Păi cum am? Nu pe cine? Intabulare de 12.000. Nu pe 12.000. Ci scrie în act, în documentație. Mi-a dat scrie în teren. Nu ai intabulare? Mai citește dată numărul 2. Dar nu știu, citește dată numărul 2 care l-ați votat. Pentru intabulare nu are nicio problemă. Ascultați un pic. Deci noi mai bine nu luăm. Dar din intabulare s-a votat. Da, din intabulare. Da, da, da. Bun. Da, da, da. În 12.000, da? Bun, asta e intabulare suprafața care... 12.000 vot. Care nu... Eu nu știu care există acolo. 12.000 vot pe intabulare. Nu, cât e un documentat. Nu știu. Cât e, cât e... Cât aveți în altă? Băi, dar aici 10... Nu, nu votăm modificare. Mai dar nu știu pe noi. Noi nu mai votăm modificare. Despre asta vorbim. Adică am votat 10.000, dar privind o modificare poziției,
nu mai e. Bun. S-a dus la cunoștință că vrem să intabulăm 10.000 ceva. Exact. Dar ieri vor fi intabulați 12.000. După hotărârea de la punctul 3.000. Da. Domnul primar, eu propun altceva. Asta e o chestie de patrimoniu. Și nu e ușor. Da, eu știu că la patrimoniu se tot 2-3, dacă nu s-o schimba legea. De fapt, avem compartiment special, adică trimiteți-i în teren. Rezervați aia bani și nu trebuie în pădurea ședință, că asta e de oricum să vă scopăte de ceva în viața mea. Punctul 3. Ne abținem toți, vă abțineți toți. Da. Și îl punem în discuții pe compartiment. În urma discuțiile au avut să sunt de acolo. Stai, domnule, cum să mai fac? Poți să fugi de acolo, să te să intabă și și vă mai zic un singur lucru, chiar dacă îl găsiți și chiar dacă vrea omul să le ia teren, nu trebuie dat pe patrimoniu. Ia pe deci, da. Hai bun așa. Ideea mea a fost asta. Cum e vostru? Dar asta e corect, corect. Și pot atrage. Da,
Proiect de hotărâre privind stabilirea cadrului de domeniu public al comunei Videșe Subacău, suprafețe totale de 1146 m2, grup de exploatare 1080, în care 349 m2, grup de exploatare intravilan și 797 m2, exploatare intravilan. În vederea accesului de date de domeniu în suprafața de 250 m2, sunt construcții intravilan, care este amplasat pe obiectiv de investiție stații de alimentare cu apă și pompe a comunei Videșe Subacău, Comisia din partea tuturor comisiilor de încercare. Comisia numărul 1. 2. Favorabil. 3. Favorabil. Bun. Știți care e bun, da? Nu, nu, nu. De asta vreau să spun dumneavoastră, care e vorba că face confuzii între ăla, ăla, ăla. Nu știu cine e casa, cine e exact, doamne, știu eu, fac ce? Toți, știu așa, nu. Deci, ai venit să vă spun. Este drumul. În față de la domnul Baciu, așa, care l-am avut acolo, am vrea prezidentul ăla. Așa, o, o fost etaluat, acum l-am avut da? Da. O fost discutat. Și l-am discutat acolo, da, da. L-am discutat, l-am discutat. Dacă faci jos, până la urmă, l-am dus mai încolo, l-am dus. Și așa cum spunea? Balțata. Nu, mă! Ce-și în fața ei, mă! Mă, tu-și în fața ei, ce-și în fața ei, mă! Ne-am făcut acest lucru. Asta, dar nu-i inventat. Păi, tu, mă, s-a pus înaintea fumbirii. Domnul primar, trebuie să duce mult mai încolo am votat. Dar la acel și băieță aia de acolo. Dacă n-ai acel lucru, nu așa am fost așa. Era domnul primar. Nu sunt eu, nu sunt de servitude acolo. Dacă mai comunal. Dar așa am aprobat de servitude. Bun, s-a aprobat în tabulare, acum o gata. Acum l-am reinventat, ca să nu mai facă probleme. Păi, adică oamenii ei pune dracu să duc. Sucat. Așa a fost în tot ce este pentru. Proiectul 4, cine este? Este cineva potrivă? Se abține cineva? Eu n-am înțeles că nu ne merge frumos. Eu știu la domnul Marius, dar... Nu se termină, nu se termină. Nu se termină, să știu. Dar nu mai am făcut, da. Azi, în locul Giovanni, atunci ar să prelungi și tu. Tu îmi trebuie până până ca să adaptezi cale și... Hai la înscalea unul. Da. Dar poate din el am acolo. Da, da. Mai mult încă, nu ce până sub coasa de domnul. Băi, ce mai vreau să vezi până ești coasa? Ia să poți la capă. Care a depus-o Cristian Alexandru la primărie, se, se specifică din cauza drumului de acces normal. Si, dar nu este un cum e deci, vorbiți de doamna care nu este de Alexandru. Cristian Alexandru. Deci ai să vă spun, am o cerere. Dar mai domnule, altă cerere a la punctul 5. La punctul 5, acolo. Dar nu e interesant, bă! Dar de ce trebuie cu intabulat, serve? Nu, nu e la punctul 5, acolo. Cu intabulat, cu pomii. Să știi, că nici ascultă-mă, trebuie intabulat, nu mă trece în inventar. Ei, s-a terminat! S-a terminat, dar s-a intabulat. Hai, nu-i Proiectul numărul 5. Proiectul de hotărâre privind introducerea inventarul public, inventarul domeniului public al Oatei Ghideza, suprafeței de 2250 m2, teren cu construcții intravilan, pe care s-a plasat pe timp de investiție stații de inventare cu apa comunei Ghidez și pompe, situată în tablaua 20, ce ce ăsta? Aici, domnul Regos, aici poți să... Aici a fost ce da, da. Este Alexandru. Ai înțeles greșit, dar aici... Deja noi trecem în, în domeniul... Inventar. Inventar. Asta drumul, da, dar la punctul 5... Acum ai venit din tabulată. Pentru din tabulată. Doi favorabil. Și dacă e via lor, îi spăgubește, nu? Da, dar... S-a putut spate. Când se duce la acolo, se roșește. Dar cum s-o roșește? Votăm proiectul numărul 5. Cine este pentru proiectul numărul 5? Eu sunt. Dar numărul 5, ce am zis că trebuie să discutăm? Domnul primar. Nu știu, eu pot ea. Haideți să vă spun. Dar tu ne-i duc. A venit o solicitare la niște cetățeni. Din comunale, vezi în care spune că... Este Alexandru, pe 29.09.23, care se înțeagă pe Bărșeanu. Solicitări. Eu. Am dat pe la compartimentul de specialitate. Să verifice acea suprafață. Noi mergem numai. Domnul consiliu. Vorbim atât pentru apă și acum cine o pune? Dați-mi drumul să ajungă. Dar nimeni a zis că se opune. Dar pentru pe ce nu mai vorbim? Dar nimeni a zis că se opune. Dar cred că trebuie să știe consiliul local. Și să știe. Tot comisie. Va avem și documente în spate. Nu mai avem nevoie. Știe. Pe ce nu mai zice. Nu mai vreau să
Cine vine unul cu de aia, că mai interesează, dă-i domnul. Eu ce să zic, dacă nu e măcar... Vrem apă! Apă este, Dani, dar totuși... Unde este, dar dacă nu s-a plăcut? Recomand care cere. Băi, răspunde domnul primar. Se zineacă înainte documentația. Domnul Revo, decide primarul. Lui s-a putut consiliul local. Nu, nu te-a pus cu primarul. Poți citești ce ne-a care vă spus? Da, ia citești, bă. Bine, ia citești. Deci... Vremare sau nu vremare? Avut asta? Da, să vedem ce solicită. Subsemnatul regional Adela Lupu, botezat pe Elena Cristi Alexandru, vin prin prezentă cererea Primăria Liberi să formeze o comisie în vederea măsurării stabilirii parcelor T20, unde sunt situate pompele de stație pompare a apei în vederea delimitării proprietăților și stabilirea suprafețelor, intenția noastră fiind de a permite desfășurarea activității de alimentare cu apă a populației, dar și aceea de a înstrăina terenul care ne aparține, pentru că deci noi nu spunem că noi nu lăsăm să ne înstrăinăm terenul, dar noi pentru terenul ăsta, Dani, plătim impozit. Deci, ca să înțeleg, plătim. Având în vedere că la data Cristi Alexandru, în data de 29 septembrie 2023, am depus o informare cu numărul 7132, în care nu am primit răspuns, depunem această cerere înainte de ședința Consiliului Local de astăzi, care are pe ordine de zi punctul 5, trecerea în domeniul public a suprafeței 2025. Dar de unde știu că aia care punctă? Când am știut? Suprafața de teren care se poate cererile, suprafața de teren care deci aici intră și domnul Lungu. Deci domnul suprafața de teren pe care o deținem în acea solicitare de plasare unei comisie în vederea stabilirii perimetrului. Noi nu am zis că nu lăsăm. Să treaba voastră, nu vă lăsăm înțeles, nu vă afectează. Domnul Lungu, deci suprafața de teren va avea mișcă. Este anumânia. Zona de protecție, prinsă și știința. Zona de protecție, doar de acolo, să știi. Adică primăria, ce vrea să oameni? Nu se ne măsoare să știi exact că te-ai acolo, dar nu ce treabă. Am primit primărie. Fac un cadastru. Au acte. Odată ce îi simți tabulea, acolo dacă vei fi cu roșu, își dă seama că nimeni nu este tratată pe piața. Sau ceva. Să știi, bazele... Ați văzut că la fiecare
pe care proiectul am încercat să... Acolo sunt sub domnul Dumnezeu, da. Deci, bazele de captare, de sus de la Bălăneasa, de la dealul Bălăneasa, să le băgăm în inventar. Nu ne-am avut bugat în inventar. Comisia de Bălăneasa. Acolo este și mizajul. Cum? Dar s-a făcut atunci diminuarea, da. Deci când a fost, s-a făcut documentul, a vorbit cu doamna inginer, intrarea în izlazul comunal este foarte sensibil, dar are, ele au fost făcute documente la acel, în acel timp, trimise la București, trebuie să am făcut. Exact, la București! La un tot oficial și... Asta ai spus! Da. Cum faci cu izlazul? Deci, eu l-am văzut proiectul Mărușat. Nu știu! Da, tu ce ai făcut? Adică să încercăm să ne mai strângem, să ne adunăm și să vedem ce avem, că nu știu. Păi, da, da, da. Proiectul Mărușat, proiectul de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comunale Vieți în AGO Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctele 1 și 3 înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGO ADI din data de 6-11-2020, emisia de primaș a venit foarte strâns cu mintele de prezentat. Păi da, dar trebuie știi. Comisia nu e obligatorie. Comisia nu e obligatorie. Am mandată, nu? Da. A, da, trebuie. Nu e favorat, trebuie favorat, da? Vedeți detalii? Da. Da. Nu știu ce mai vede de el. Ce răspundi asta, da. Să trăiți, domnul. Nu, inițial dezvoltat între comentarii Bacău. Adunarea generală. Da, mă. Să ne reprezinti domnul primar. Bun, haideți să... Aici ne întâlnim. Poți să vă întreb. Trebuie votat reprezentantul OAT-ului în Consiliul de Administrație. Bun. De obicei e primarul. A zis că n-am trecut. Nu m-am trecut să mă votați cu. De obicei este primarul cel care reprezintă OAT-ul. Tot timpul așa a fost. Și aici avem două puncte pe ordinea de zi care face referitoare și 8. Da, e un crab. Asta e un crab. Deci unul este adibul. Știu. Da. Sunt tinos. Și unul este adis. Exact. Sunt două... Sunt asociații, dar separat. Sunt două asociații, dar separat, care propun la mai face parte. Da. Separat. Nu, și crab. Crabul este societate. Crabul este nativ. Da, dar este societate. Este societate. Societate. Care administrează tot ce înseamnă... Compania regională, am văzut acolo. Fac ședințe separate. Da, da, ce legătură. Ce adoptă... Ce adoptă prima dată asociația, dă hotărâre în partea aia. Da. Dacă îi dispiați, e acela tot cu crabul, trebuie să discutăm separat. Nu discutăm separat, să vă trebuie. Iată, întreb, asociația se discută separat. Domn primar, puteți spune ceva în mandatul de atâtea ori? Ceea ce se discută acolo? Că acolo e vorba de apă. Deci, în primul rând, eu v-am prezentat situația noastră, ca și comună noastră, plan de dezvoltare. Nu, dar primar nu știați ce discută. Avem o șansă. Cu proiectul cu alimentare. Exact. La care tot îl discutăm, avem o șansă, mai ajung la noi vădată. Deci, șansa este atâta timp cât bani sunt. Cât cotizăm. Deci bugetul este făcut, prins. Acești bani sunt prinși. Care participați și noi, comunale vieți. Dar noi participăm că facem cotul. Exact, suntem într-o asociație și bani bani. Deci noi plătim pentru asociație. Exact, și știi din banii noștri. Și dată pleacă, dacă ne-au adus un plus valoare. Deci... Eu totuși sper că acel proiect de asociație va fi dus la noi. Situația actuală, eu cred că și forțează, pentru că problema nu este numai la noi, este vorba de Bârsănești, aducțiune de apă. Cei de la Bârsănești, cum la Bârsănești, vecină, au achiziționat deja un teren. Unii au făcut studii și au găsit apă, dar au renunțat la el pentru că cei de la ADIB le-au spus că acest proiect va fi, este eligibil și vor primi apă de la Cărăbani. Iar la noi face extindere prin Albele, Poiana și Dinicoare. De cât suntem cei la Berzuț? În discuțiile avute cu cei de la Berzuț, Comuna Berzuț,
care și ei fac parte din asociație și problema cu apa la ei e aceeași. Și ei vor să vină, vă dați seama că atunci o să mergem să forțăm cu toții să grăbim acest proiect. Sper că niciodată în viața mea eu am avut încredere că totul se va rezolva, mai degrabă sau mai târziu, aceste probleme vor fi duse la final. Pentru că bugetul este, banii sunt, am și votat... De mai ar trebui și natură. Mai este vorba de natură și e vorba și de documentația care se face. Totuși nu am început nimic de la urmă. Dar un a fost să pară la lacra și eu aș vedea să care e... Totuși vorbim. Dar asta nu o să fie de pe o zi pe alta. Noi dacă facem... Da, dar vorbim, această asociație începe, cred că din 2012, doamne iartă, mă. Și s-a trecut ani de zi și nimic nu s-a nici crecat să nimic, dă bani în fiecare aia. Aici e problemă. Nici nu putem ieși, domnul. Dar putem, știți cum e? Ați fost aici. Nu putem deloc, dar trebuie să dăm bani și nu iau nicio măsură pe noi. Adică... Asta... Când am votat de atunci... Și din lumea promulat proiectul acela... Deci dacă... Și acum ne asumăm toți. Nu ne apucăm. Toți, toți. Noi am fost în consiliu. La atunci, în vremea respectivă, am zis un lucru bun. Dar se pare că nu prea e lucru bun. Fiindcă noi nu mai primim fonduri europene, se bată în asta. Dar noi am fost blocați. Am fost blocați. De Salini. Da. Eu nu am putut depune pentru. Exact. Pentru canalizare, pentru că eram în masă afară, nu vreți cu... Pe cu tot. Și nu putea să ai 200. Adică nu opinionă și nu. Dar acum ne blochează așa, dar am putut să acopere ca... Fiindcă avem o investiție mare. Păi nu e pentru că tu să mai faci o investiție mare. De asta am spus că trebuie să mergem obligatoriu pe această alimentare cu această rețeauă, fiindcă nu puteți să facem investiții mari niciodată. Nu, la drumul și la să știu. Niciodată, nu poate fi cea tot ce mai este pe asfaltări și pe... Asta înțelegem cu consilie în ceea ce nu faci. Nu nu vă dă joc. Nu se poate, este blocat. Nu avem cum să facem. Să o întreținem pe asta, să găsim niște puțuri. Uite, mare, cum o fi, să mai injectăm la conduct și să dăm așa. Cât va fi. Noi cotizăm la ei, nu tot cotizăm la ei. Asta e, da? Suntem obligați. Da. Și dacă rețeaua, să fim bucuroși, dacă era rețeaua super ok și era făcut așa, ei ne-o lua imediat. Ce? Nu că ți-o ia imediat. Da. Cabul ți-o ia imediat. Da, cabul ți-o ia dacă e imediat. Păi nu ia cabul. Deci o să fii mulțumit și nu ne ia. Acela s-au lansat pompe stradale, nu mai arată scandal. Păi dacă înțeamă, noi n-avem atât la urmă. Dacă se făcea proiectul ce să fac, nu avea nicio datoare. Nu avea nicio datoare. Te duceai la pompe de ideea. Proiectul următor, proiectul pentru ele, în privința admirea mandatului special al reprezentantului legal al unității administrative de reprezentare de ședința noastră. A 10 compania regională și a 2 Bacău, de Sani, și a 2020. Adică nu trebuie să mai păcălim primar. Mai păcălim fiecare. Comisii nu-i favorabil, da? Da. Da. Cu 8. Și nu-i da, poți eu? Da. Sigur, e ceea ce... Cine este pentru? Dar cine e reprezentantul? Pe primar! Primar! Dar acum l-ați spus acolo! Ce-a specificat? Ce-a specificat pe un cine m-a dat? Nu zici păi reprezentantul. Să vă cunoască. Da, va să fie primar. De obicei primar. Dar cine are acces la documente? La proiectul de hotărâre privind actualizarea normativelor proprii pentru consumul mediu lunar de încarcerat pentru agricultură de echipe și utilajele aflate în care femeiei proprii au atelidezi, un atelidez, cu deci cu acuția de cumașcă și în partea de consumul de echipe. Nu poți să vrei să mă înșeală. Deci la proiectul ăsta cu carburantul. Deci noi am aprobat pentru utilaje și pentru tot ce avem noi pe aici carburantul, dar au mai apărut două utilaje. Vorba de tractor și de un generator. Care trebuie să aprobat din cota de consum. Prin cota de consum. Păi văd aici ce punctul este excavator. Era trecut. Era trecut. Toate au fost trecute în afară de asta două. S-au adăugat. Și astea, da, e bine.
Da, eu sunt de acord să-l prindeți inventar cu consumul carburant, dar nu și cu cantitate. Fiindcă n-am gândit să știu eu să va consuma sau nu va cantitate. Este consumul de iar. Hai să le facem scurte și la subiect. Eu am spus părere. Ascultați un pic. Noi putem să votăm, nu știu, o cantitate, X. Problema este că trebuie să o justifici. Nu aici, eu ca și consilier, dacă știți, da, prin asta să funcționeze. Asta o justifici și tu după aia. După descurere. Asta vă spuneam și eu. Are ce legătură, adică aveți buget și acolo justificație și consumare. Păi, nu. Încerc. Stați un pic. Deci noi avem o cotă pe fiecare. Păi deja e desfărmă. Dacă ai depășit-o, nu mai poți alimenta. Nu, am avut o primară. Aveți o hotărâre cu 25%. Păi da, o primară. Păi și dacă ai depășit-o, ai 25%. Păi mai poți să mai spune de 25%. Păi uite-mă hotărâre așa. Eu în documentație, aia, aveți, da. În capul de pe 20%. Da. Se poate marca consumul până la... Păi da, ce vrea asta? Se poate până la 20%, despre ce vorbim? Ai... Cât timp iarnă 15%? Da, și în capul de pe până la 20%. Da. Păi ce vorbim? Uite, și eu ce-am zis din buget, e problema pe care... Spunem la fost pentru vot nou. Cine este pentru? Eu. Domnul Costea, zică? Nu suntem de acord, dar aici trebuie să... Noi suntem de acord. Hai să mai votăm o dată cu un asociu. Cine este pentru proiectul numărul 9? Numărul 9 e maxim. Da. Cum să-și facă domnul primar cu vreți? Nu pot, dar... Ei, dacă ai majoritatea. Aveți majoritatea. Aveți majoritatea. Aveți majoritatea. Aveți majoritatea. Aveți majoritatea. Eu vă rog. Una e primit să-mi trimită, să-mi dea răspuns și una răspundire. În primul rând,
nu răspunde pe fiecare rol în parte, cât participă, câte persoane sunt la fiecare rol în parte și cât participă să plătească taxa de solidizare. El îmi trimite pe 4 sate, prima dată îmi trimite o adresă, 7.000, așa număr, așa, îmi trimite o adresă, pe care spune că e în continuu și n-am putut răspunde. După care îmi trimite data de 13, am venit niște cifre. Sunt așa, numărul total de persoane debitate pentru plata taxei de salarizare este la nivel, deci Prăjoaia, Bălănești, Lănești și Orțe, este 2342 de persoane, din care se încasează 1738 și numărul care sunt scutiți de la taxa de salarizare este 404. Deci deja avem un problemă gravă, ceea ce spun el, fiindcă noi suntem o comună de peste 5.000 de locuitori. La ultimul recesământ, doamna viceprimar, poate să-mi spun măsură că cred că a făcut parte din comisie și s-au găsit 5.038. Deci noi suntem o... Peste 5.000. Datele finale, suntem 5.100 și... Mă rog, peste 5.000. Eu nu am, dar eu nu am, că nu știu cum să zic eu. Ok, din care, vă spun așa, pe satele care îmi răspunde domnul Coacă Ghiță Daniel, președintele Cereu, cum profită de așa ceva. Deci, satul Ives, 901. Satul Orșa, 879. Satul Bărănească, 1001. Și satul Prăjoaia, 948. În total, 3729. Diferența este de 1300 de persoane. Unde sunt aceste persoane? Care nu plătesc, care sunt 404. Nu, nu. Am să fac. Eu patru sate, stați de greu, dar cele patru sate. Și nu mă întreb, vă rog frumos, mă întreb, cu argumentați, nu doar să vorbim. Ei v-am spus argumentat. Posibil să fie cei îndrăgați în străinătate. Ascultă, iar nu vorbiți, 404! 404 sunt studii. 404, ce doamne, că nu înțeleg românești? Suntem plecați jumătate de pământ. Bă, 404 de care e. Bine, da. Eu sunt cei de care, băi, trebuie să ieși cu mă cum să vă treba. Sau doar vreți doar să întrebi. Remus. Nu înțeleg, că cine ești, de fapt? Haideți, continuați. Păi am spus că toate sunt corecte. Mărții cu populația ori ești potriva lor? Păi mărții cu populația. Diferența este de 1309 care nu se află în evidență. Așa spune el, așa mă răspunde el. Adică noi plătești pentru ei. Adică noi plătești pentru ei. Cineva plătești pentru ei. Și cine vă plătești? Noi cetățenii plătești taxe și impozite. Fiindcă doamna Fontana mi-a trimis 2.948.000 încasează. Și suma totală este 4.630.000. Deci de la 2 miliarde, de aproape 3 miliarde, la 4 miliarde și o diferență dintre aproape de 1 miliard jumate, care plătim noi pentru aceeași cetățenii plus, care nu-i prinde. Deci părerea mea este că este un analfabet funcțional. Eu i-am cerut clar să-mi trimită numărul de persoane pe fiecare rol în parte și care plătesc. Am spus clar. Mi-a trimis altceva eu. Dar ceea ce mi-a trimis se cunoaște când nu știu să faci un calcul elementar. Nu iasă. Nu iasă. Păi avem probleme. Dacă o să fac sesizare, avem probleme. Cu recensământul, domnule, o să trecem la 13 consiliu, poate la 9. Din ceea ce îmi spune domnul casier cu acredită la mine. Deci e o problemă gravă. Președintele USR face campanie în timpul serviciilor. Eu mă gândesc că aici favorizează acești cetățeni pentru votul. Vă atrag atenția, domnule primar, și vă s-o consemna. Pentru vot electorale. Atunci nu se explică. Atunci, domnule primar, vă rog să nu își face treaba. Pe funcția ce decide la instituțiile plătite de către cetățeni. Bun. Fiindcă el își ia o sumă de bani, plus a adus soția cu o sumă de bani, care a făcut 3 ani de zile consiliarea viceprimarului cu 1 miliard pe lună, este 3 miliarde plus ce ia el. Deci este doar pe interesul lui și se folosește ca președinte de partid pentru a abține votul. Atunci este mai grav, poate și asumele și legația de el. Este mai grav atunci. Nu știu. Trebuie verificat așa ceva, eu o să fac mai departe. Este semnată. Domnul primar nu are nicio vină aici, fiindcă spune clar, consilier cu acredită, întocmit. Și a pus semnătura. Domnul primar nu are nicio nu face treaba. Bun, i-a Da, și normal să se vede primar. Fiindcă primarul nu poate să dețină control la fiecare compartiment în spate. Bun, altă problemă, dacă am înțeles, ați dat-o la cunoștință, am venit în compartimentul. Probleme sunt foarte grave. USR-ul, tot președintele vorbim despre el, și-a propus sau mințit, spus în camera de că să fac rama, asfaltul, drumul, știu. Se vede faptul că doar a avut interesele mele. A angajat soția. Dar astea nu sunt probleme. Da, 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 da,
puțin. Dumneavoastră faceți campanii cu diverse. Nu, vorbesc de ședința, să știți. Domnul primar. Și atunci nu știu dacă o să mai puteți vorbi. Domnul, o să le public oficial. Domnul, să aduceți la cunoștință probleme din comună, pentru care domnul primar se ia la cunoștință. Păi astea sunt probleme, când îi țiți oamenii, nu? Astea cu campania din 2020 au fost probleme. Și am promis, eu vă spun. Și vă ascult de argumente care o să le public, să le vadă toți cetățenii. Ceea ce ne sunteți voi, adică nu pot bun, tu nu ești casă, nu. Domnul Costea. Ce mă mai spune dată, lăsați vă mâna pe nu vă mai lasă, dacă nu chiși ședința, să cu domnul. Domnul, dar ce nu vă lasă, că ridica și voia mi-a trimis o documentație prin care vă spun același subiect. Văd că aveți probleme cu mine. Păi nu, vă lasă subiectul. Păi subiect, vreți subiectul. Dar nu vă vezi situația din anul nostru, eu. Scărica și Poiana, mi se revină la adresa, în perioada, mă rog, nu mi-am putut răspunde, pentru Scărica și Poiana, fiind doamna, ce e medicat? Nu știu, o fi, nu-i treaba mea, o să vedem cineva, fiindcă n-am primit răspuns pe cele două sate. A spus doamna Butu, să n-am înțeles. Mi s-a pus în adresă, specificat în adresă, că doamna Butucală, doimnița, este Butucală. Este și doamna Butucală, doimnița. Am scuzat, am încercat. Butucală, doimnița, este în concediu medical. Și nu s-a mai ajuns în acolo. Dar vreau să-mi pun la cunoștință că satul Scăriga sunt 485 de persoane și 824. Deci nu știu ce tot stat așa. Deci 400 în Scăriga și 800 în Poiana? Da, 800. Așa de interesant de dat. Nu am și eu din susține, deci nu am. Dar deci nu, noi v-am statistică care să vă fac pe doamne, este peste 5000 locuri. Mă da. Și dar doamna, dacă mă contraceți, doamna, zice pe masă. Cu asta vine cu sumele, cu cifrele exacte. Și poate să-i spune exact. Adică, ascundeți ceva, că eu nu pot să fac exact mai departe. Deci până la urmă, nu răspuns și asta a dus la cunoștință posibil local. Că nu sunt case, sunt mai multe persoane, nu sunt case. Da, se casează mai puțin. Se casează de la altcineva, nu se casează mai puțin. Nu se casează, că mi-a dat cuzul la cât se casează. Nu sunt inevidenții dumneavoastră. 1307 de persoane. Adică 1307 de persoane. De cele 4 sate sunt inevidențiile lui, este clar. Este foarte bine. Fiindcă eu nu v-am cerut ca taxa la impozite. Doar 400 v-am cerut, la noi plătește și ultimul om taxa de salubrizare. Și dacă nu scut acolo, îl bat cu bărul. Fiindcă așa e trecută hotărârea puțin locat. În afară de persoane cu... Am spus că 404 mi-a dat evidența el, că plecați, nu știu. Că dacă spunea 1800, da, domnule, corect. În afară de problema asta, da, probleme sunt, nu sunt oamenii asfaltului, de cum vreți? Ce oamenii acolo mai spune? Bă, 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 domnul Costea, aveți amântul, dar puteți scurs. Domnule președinte, am să mă adresez Consiliul Local și... Colegiul, adică. Cu mențiunea că am avut o discuție subțire, așa și cu domnul primar. După cum știm, comunal de sub fere foarte mult de apă, milița de apă. Eu încă mai obiesc la blocul ăsta, alerez aici. Vreau să vă aduc acolo și să vă aduc că atunci când s-a construit blocul, s-a construit și un sistem de alimentare cu apă și canalizare. Noi am mai avut o problemă acum primăvară în legătură cu apă, tot în lipsă de surse de apă. Fac un acel la domnul primar încă o dată, vorbesc în numele cetățenilor de la bloc și a celor care ocupă spațiile publice la bloc. Avem o sursă de apă la lungul, jos aici, care este încă funcțională, domnul primar. Aici să încercăm să blocăm apa spre Orișa și până aici, când s-a mai blocat, s-a mai întrebat treaba asta, să încercăm măcar două ori pe săptămână să dăm apă ăștia la bloc, că o să-mi pun de toate canalizările și o să vor să arată tot cine pe să mă mai ținoară. Vă rog frumos, nu trebuie acte, nu trebuie proiecte, e doar simplu să blocăm apa, să încercăm să dăm o zi, două ori pe săptămână apa oamenii ăștia la cer, aici. Dispensarul. Cecul, locatarii, toate magazinele nu au apă, doamne. Eu este o problemă foarte importantă și se poate rezolva un minim de interes, dacă se dorește. Dar fac un apel la dumneavoastră, uite, am informat și Consiliul Local. Oamenii sunt disperați. Într-adevăr, este o budană aici la bloc, care niciodată n-aș vrea la apă. Dați seama că aici apa este iminentă, pentru că la țară mai e o grea de apă din Părâșul, dar e de aici la apă. Depind doar de apa de la budanele care au de la ce s-a dumneavoastră la bloc acolo. Haideți să încercăm să rezolvăm problema asta la oameni. Nu vreau să vorbim de ce ai venit, dar totuși vorbim de niște
niște magazine, niște instituții, așa, despre care deservesc subiect inflație. Vă rog să vă spun să nu aș face o portală. Să nu poate rezolva pe care să mergem. La viață am dat chiuz dacă eu. Bă, domnul Sus, eu mi-am să vezi mai eu mă adresez domnului primar direct acum. Lucram ceva cu dumneavoastră lui, dar personal vreau să-l anunț că, uite, mâine, poimii, poate mai vin și-o predă Dumnezeu un pic de ploaie, din soare, dintre astea, și ar fi trebuit să ne formatăm noi șansul de aia. Cu tare, cu ocazia asta, avem și utilaj, avem și om angajat în domeniul respectiv. Acum toți îți montați pe apă cu tractor. Bă, nu știu, da, știu. Am văzut, că, am văzut acolo partea aia, la dumneavoastră acasă. Am luat-o. În zonă. Am luat tot pământ. Da, acolo, ca să ducă, dacă ar veni el cu ceva, cu tractorul, măcar să încarce cu tractorul noroi, acolo să-l face, să ducă apă. Dar cu cine ați desfăcut? Nu am făcut, nu, acolo nu ajungea apă la fântână și am făcut încă o fântână. Adică, ce s-a întâmplat? N-am folosit apa la fântână. Și s-a colmatat. O seca, s-a dus. Da. Și care a folosit-o, și care a folosit-o, că am și două surse de alimentare acasă, acum trebuie să fac pe a treia astăzi, nu știu, dar asta e situația. Nu, dar vă rog, vă rog chiar, vă rog, insistent să faceți ceva, să ne facă, știți, să întâmplă, un singur lucru, vine apa de sus și se blochează acolo și iar aduce noroi în drumul național. Deci am avut discuții cu domnul de la drumul național, șeful de district la Oreș, care aparține cu zona asta până la Sângulet. Soluția și atribuțiunile sunt la ei de a decolmata acel pod. De acolo problema este da, podul care traversează unde face descărcarea despre drumul Marinii spre Poeni. Ei tot au venit și au bătut moneda, că vedeți, domnule, că noi trebuie să facem acele lucrări. Curtea din conturi, adică ei se contrazic. Și da, femeia și prins cu contrazicția. A venit și ne-a spus că s-au acoperit rigolele din fața, de la școală până nu știu unii, până nu știu cum. Rigolele da, existente. S-au turnat asfalt, s-au făcut centru civic. A venit omul foarte supărat, foarte nervos și mi-a spus, domnule, ce facem că ați acoperit rigolele? Care rigolele? Stați un pic, că vă spun până la cap. Care rigolele? Păi din față de la școală și până așa e turnat asfalt, ne-ați acoperit. Și apa se duce pe carosabă. Mulțici. Stați un pic. Care e rigolul, domnule? Ce vezi rigolul? Că spuneați. Păi nu, domnule, sunt rigolul noastră. Asta dumneavoastră, că stați așa că avem o treabă. Deci rigolul dumneavoastră, le avem în inventar. Și inventarul dumneavoastră. Păi și atunci de ce trebuie să le curățim noi rigolele? Dacă sunt, are dreptate curtea de conturi atunci. Păi tu când ai rigola, n-am rigola, când n-am rigola nu mai este. Adică voi trebuie să vă faceți treaba și tot să înțeleagă toată lumea. Tot ce înseamnă din axul drumului, 13 metri, da, este al drumului național. El vine și până la cetățeni, nu că trebuie să facă, noi suntem constrânși, că am avut discuții grave, multe. Și eu am decolmatat pe DNU, și toată lumea, și toată lumea a decolmatat acelea, s-a făcut lucrări, iar curtea de contru a venit și ne-a fost oameni, nu vă face lucrări cu lucrări de oameni, iar lor trebuie să facă. Nu, domnule, că vine, știți, cu ce probleme vine, că dacă o să fie un accident, da, și o să facă acvaplanare din da, zona unde stă apa, dumneavoastră să fiți dați în judecat și o să plătiți. Dar nu-i problema noastră, dumneavoastră și ce v-a spus, vă spun argumentat. În momentul când vedeți că sunt rigolii noastre, și că sunt acum așa că sunt în inventar. Păi a spus bine. Deci sunt în inventar dumneavoastră. Atunci, faceți-vă treaba. Exact, vă duc că nu ajutăm, că acolo este o problemă până la urmă, se colmatează tot timpul, dar noi nu putem să iar mi-a promis domnul, mi-a promis că ei dispun de podețul, nu mai de oameni de sub, și să facă cumva cu ei, cu oameni la 46, dar la 46, vine și vine cu mâni și-l pun într-o. Și asta spune, dar știți ce pun, iar vă spun. Este înfundat podul care traversează. Aici e problema. Iar că este înfundat, nu descarcă spre gălea spre colțul. Că să iese tot apa pe sub. Exact. Problema e a lor. A lor, a lor. Ăla e a lor. E cunoscută care mi-a spus că ea a venit și mi-a spus pe rigole să te-a luat de ce l-a înfundat. Da. Ce s-a luat? Păi nu spuneați până la bătă. Dar nu trebuie să dar nu a murit o dată. Era pământ și ducea de tine. Se mată toată lumea. Bun, aici a fost o contrazicere. Era pământ. Era pământ. Hai să-ți dau cuvântul, domnule, vă să știți de ce.
Mă adresez domnului primar, dar și Consiliul Local. Domnule primar, în primul rând este apa. Nu ați putea să mai suplimentați, dacă este posibil, cu câteva bidoane de astea în zona în care este greu pentru bătrâni și să mai tot suplimentați? Măcar nu sunt localizați în două fete, dar ți-ar mai putea două fete care... S-a furat. Deci ai zis, vă spun, s-a furat un apoiat. Două cuburi de 600 au dispărut în zona Adipopa. Deci la... Apoi a furat. La Floria a ajuns. Deci a dispărut prima dată unul, oamenii și după aia doi, mi-ai făcut inventar cu băieță, trecem periodic și altă putere? Fura la foaia, nu. Deci ai luat cu bucutorul. Deci acum a fac până ce putea nu fără nimic. Asta n-am sigur. Nu poți să apuci ceva, nu știi ce. Nu am. Deci dacă fac un... De-a s-a furat. Un apel la cetățenii care au văzut sau care știi ceva, să anunți, va să putem recuperea aceea, că dacă nu... Nu știu cum faci, păi le aduce și scripturi. Dar e posibil să mai achiziționăm, să mai suplimentăm măcar două, trei lucruri care s-a, dacă este posibil, dacă nu... Dar vine iar, asta spunea domnul primar, o să vină iar. Să vină iar, asta este reizolat. Știi cum este o soluție. Nu e o soluție, deci vine iar. Altă problemă. Hai să grăbim lucrurile, să grăbim lucrurile domnul primar, dar asta și la rețeaua de curent. Sunt și producte care e viață, nefiind foc de apă. Nefiind plus viață. Tot am vorbit problemele noastre, apa în primul rând. Nu ne-am gândit niciodată la copii, nu am un stadion de fotbal. Un stadion. Este stadionul la plăcut. Deci niciodată. Nu le spui, și am întâmplat. Și n-am putut să facem. Am vrut să fac acest teren. Aici. Da. Și n-am putut pentru că nu e finalizat lucrarea. Aici este un lucru și nu poți să faci două finanțări. Nu e făcut recepție. Nu este făcut recepția. Am vrut să-l terminăm pe asta. Deci cu sursa care aveam, era împrejmuit, îi trăgeam un covor și îl făceam. Da, dar nu e făcut recepție. Nu este făcut recepția și n-ai voie să faci două finanțări. Deci să facem așa. Și copiii noștri se uită în toate comunele. Cum am și noi nu avem nici măcar unde să dea cu piciorul bun. Sportul este important în jurul meu. Serios, vom avea șanse ca la un saver în stadion. Domnule, nu propun eu, am zis că am consilieri împreună. Unde? Să ai și unde? Să ai și unde? Să faci unde? Să te unei școli. Dar nici nu s-a plăcut. Dar școli, dar unde au unde au unde au unde au noi vorbim. Dar sigur oșa. Noi vorbim un teren de 11-11, un teren de 7-7. Aha, cum s-a făcut? Dar păi iată, am început noi. Noi vin pe țări. Dar nici valori sportive prea multe n-avem. Dar nici nu avem un